Psalmul 70 din care s-a citit dimineață la rugăciune este și un psalm ca aducere aminte. De aceea din el vreau să vă aduc aminte versetul 4. Toți cei ce te caută, zicea David Domnului, dacă sunt printre aceștia care îl caută pe Domnul, să se veselească, să se bucure în tine, amin. Cei ce iubesc mântuirea ta, dacă sunteți printre ei, să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Amin. Pentru copii și adolescenți vreau să spun ceva despre Toma. În primul rând, Toma a avut o absență și vreau să-i o motivăm. Pe ce motiv? În Evanghelia după Ioan scrie mai multe lucruri despre Toma. În Ioan 11 scrie, citesc de la versetul 15, sunt cuvintele Domnului care spunea cu referire la Lazar și la decesul din Betania, și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Deși ucenicii spuseseră anterior că e foarte periculos să meargă în Iudeea în vremea aceea. Și Toma zice, versetul 16, haide să mergem și noi să murim cu el. Deci Toma era foarte lipit de Domnul și de ceilalți. Chiar când a fost vorba de un pericol, a zis, eu nu lipsesc, nu mă trag înapoi, mă duc. O altă dovadă, Ioan capitolul 21, scrie de la versetul 1. După aceea Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade, iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Și eu cred că între acești ei care au zis și noi mergem cu tine, a fost și Toma. Era mereu prezent. Ba chiar însăși dovada că deși a avut el atitudinea ce a avut-o și nu i-a crezut pe ucenici, asta nu l-a făcut să nu fie prezent la părtășia ce a avut-o. Se întâmplă uneori, eu mi-amintesc când s-a deschis adunarea nouă, aveam eu atunci 13 ani la noi. Și mi-am propus să nu lipsesc niciodată. Dar cum aveam gospodărie, după câteva săptămâni, mi-a venit rândul să fiu de serviciu. Și așa m-am necăjit să lipsesc. Voi ați putea să aveți toate absențele motivate? Păi casa Domnului, catalogul la el, nemotivat, să nu lipsiți, că orice absență poate fi o pierdere. Și dacă nu-i nici motivată, poate fi și o vinovăție. Să vă ajute Domnul să nu lipsiți. Spunea fratele Victor Julian de la Cluj că atunci când l-a chemat Domnul, îi vorbea și s-a dus la catedrală și un prelat de acolo i-a spus, măi tinere, asta e mare chemare, să nu mai lipsești de la slujbă. S-a dus la catedrală, dar vocea tot spunea în continuare, Victor, întoarce-te la Dumnezeu. Și s-a rugat, Doamne, cum și unde? Și tot rugându-se într-o noapte, Domnul i-a vorbit, se făcea că era pe stradă și a întâlnit o femeie în vârstă și a întrebat-o, unde te duci? Și a zis, la adunare, hai cu mine. Duminica dimineața, că visul a fost sâmbătă, noaptea a fost în stradă, bunicuța era acolo. Așa a întrebat-o, așa i-a răspuns, ca în vis. Și zicea el, și nu uit asta, l-am auzit, spunând vorba asta la nuntă la mine, de-aia nu uit. Dus-o m-am și dus am fost și n-am mai lipsit. Să vă ajute Domnul și pe voi, amin. În al doilea rând, și ca să vă fie ușor de ținut minte, A, B, C. Barierile lui Toma. Două. Ioan 14. Domnul le-a spus că urmează să plece
Versetul 4. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Nu mai pot merge. Mi-a pierit imaginea de la GPS, încotro de acum. Și ca răspuns la această nedumerire a lui Toma, a rostit Domnul acele frumoase cuvinte: eu sunt calea, adevărul și viața. Știți că sunt scrise pe frontispiciu clădirii primăriei din Arad. O, de-ar fi scrise și pe inima noastră, crezând că Domnul este calea, adevărul și viața. Se ridică poate și în mintea voastră unele bariere. Nu înțelegeți poate ce vă spun părinții, uneori nu înțelegeți ce vă predicăm aici, uneori nu înțelegeți că nu sunteți atenți. Și dacă aș citi mai mult, ați înțelege mai mult. Dar aici, în Ioan 20, apare o barieră mai greu de trecut. Versetul 25. Ceilalți ucenici au zis: am văzut pe Domn, dar a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ia gândiți-vă puțin. Oare Toma s-a dus pe la cruce să-l vadă pe Domnul, știa exact unde au fost bătute cuile, ce s-a întâmplat, sau a auzit numai? Că știți că ucenicii au fugit. Nu știu, rămâne de gândit. Dacă l-a văzut sau nu înainte de îngropare. Dar pentru el este era ceva de netrecut. Au fost câteva zile, o săptămână. Poate au încercat să-l lămurească dintre ei. N-a putut trece de bariera asta. Nu înțeleg asta. Nu pricep. Domnul să vă dea și vouă barierele la o parte. Dacă sunt oameni care se izbesc de un prag, nu pot să înțeleagă. Cum am întâlnit eu pe cineva care spunea: eu m-aș pocăi, dar scrie în Biblie că propovăduirea crucii îi puterea lui Dumnezeu și pentru cei ce sunt pe calea pierzării nu este acceptată, și a zis: voi, la voi nu-i cruci. Eu m-aș pocăi, dar nu înțeleg. Până când cineva i-a explicat că despre propovăduirea crucii a fost scris în anii 50-60 și crucea a apărut după anul 300. Și dintr-o dată omul s-a luminat și a zis: ei, nu poate fi vorba de crucea asta dacă a apărut numai 250 de ani mai târziu. Dar de ce e vorba acolo? De faptul că Domnul a murit pe cruce. În ziua aceea s-a botezat. I s-a dat bariera la o parte. Domnul s-o dea și pentru voi, amin. Și în al treilea rând, A, B, C. Citesc spusele Domnului, versetul 27. Adu-ți degetul încoace și uite-te în mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma i-a zis Iisus: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice! Și bine ar fi să avem parte de fericirea asta, de a crede. Cine crede e deja fericit. Credința este o puternică încredințare, o siguranță. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Știți că evreii cer semne, greci înțelepciune. Dacă v-aș spune să ridicați mâna care ați văzut vreun miracol și barierele v-au fost date în mod supranatural la o parte, poate că nu sunteți toți. Poate unii printr-o explicație s-au lămurit. Dar la ce se referă Domnul? Că poate nu sunteți tocmai gemeni cu Toma, așa se numea el. Cum ați putea fi fericiți? Cum am putea noi toți? Scrie în versetul următor. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și nu avem noi cunoștință de toate minunile Domnului. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Se poate crede și fără minuni, pe baza a ceea ce e scris. Dar asta numai dacă e valabil și pentru voi ce vă citesc, dragi copii, din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus.
Mai mă uit că sunteți aici lângă amvon, că pe cei din spate nu-i vedem dacă sunt cu Biblia ei sau nu, dar la voi se vede. Fără instrument n-ați putea cânta în fanfară, să știți că și fără Biblie nu puteți crede. Că trebuie citită și Dumnezeu, în timp ce o citim și o auzim, ne dă credință. Mulțumiți Domnului pentru minunile care sunt scrise în Biblie, în mod deosebit despre ceea ce e scris despre Domnul Iisus și crezând în El, să avem viață veșnică. Și fie ca fiecare dintre voi să poată spune, știți cum a zis Agripa către Pavel, a zis, repede vrei să mă convertești, da, astăzi mi-aș dori și eu să puteți spune fiecare Domnul meu și Dumnezeul meu și să rămână Domnul și Dumnezeul vostru pentru vecii vecilor, să fie al nostru, al tuturora și toți care iubim mântuirea Domnului, iar să spunem spre aducerea minte, preamărit să fie Domnul la mine.